Școala Generală din Rasa este pregătită pentru reluarea procesului de învățământ în locația instituției. Observăm încă de la acces în instituție că sunt afișaje pentru respectarea unor norme, curățenie la acces, elevi, descoperim măști, termometru, spații delimitate pentru urmat, se poate descrie mirosul de clor, mirosul dezinfectanți. Intrăm într-o sală de clasă. Se pot observa cele două paravane, trei paravane care separă pe cadrul didactic de restul clasei, distanțarea care există. Curățenie, ordine, spații curate. O altă sală de clasă, un alt laborator care își așteaptă elevii din Rasa. Arată la fel de pregătit. Inclusiv pentru predarea cursurilor online. Trebuie să spunem că școala din Rasa a beneficiat de o investiție importantă a comunității și a unui proiect național pentru reabilitare. E vorba de construcția sălii de sport, o sală foarte generoasă, unde elevii pot practica acum inclusiv iarna sportul. Aici avem spațiile destinate toaletei, grupurile sociale, care se observă cât de bine întreținute sunt. Ieșim și ne îndreptăm către sala de sport. O sală unde iarăși accesul poate fi controlat sanitar. O sală generoasă, unde își pot desfășura simultan orele mai mulți copii, provin de la mai multe grupe. O sală care este prevăzută cu un sistem de încălzire, de ventilație. Se poate spune că Primăria Grădiștea s-a implicat foarte mult pentru a realiza acest proiect destinat elevilor. Aici este cea de-a doua ieșire, pentru că trebuie să spunem, există un flux de elevi care trebuie respectat. Intrare, ieșire în școală. Și un teren destinat sportului, care spunea domnul primar că urmează a fi și acesta reabilitat atunci când bugetul o va permite.